Cei care nu vor să-și transforme în scrum casele pentru care au muncit o viață întreagă trebuie să cunoască câteva norme de protecție împotriva incendiilor. Cu privire la coșul de evacuare a fumului, care trebuie să fie confecționat astfel încât pe porțiunea care traversează podul, diferența de la ultimul tavan până la străpungerea în velitoare, trebuie să aibă o construcție astfel încât temperatura pe fețele exterioare a acestuia să nu depășească 50 de grade. De regulă se văruiesc ca să se poată observa eventuale fisuri din timp. Trebuie reparate, trebuie curățate. Dacă sunt din burlane metalice, acestea trebuie să fie la distanță față de materialele combustibile, trebuie să fie față de perete, dacă este din lemn, cel puțin la un metru, și față de alte materiale combustibile la aceeași distanță. Și centralele de apartament pot fi un pericol dacă nu sunt verificate periodic. În special, acestea au senzori pentru diverse probleme, ele trebuie verificate, scrie în cartea tehnică a fiecărei centrale, trebuie verificate astfel încât să utilizeze toate sistemele de protecție normal.